Internetul l-a promovat pe idiotul satului cu purtători de adevăr. Vreau de mult să citesc asta. Te rog, te ascult. Scriitorul italian Umberto Eco, a făcut câțiva ani, a făcut o analiză a epocii social media, sau medie, cum se spune, pe care o traversăm punctând principalul ei punct slab și periculos. Televiziunea și internetul, cu rețelele sociale aflate în plină creștere, dau putere unor legiuni de imbecili ridicați azi la rang de purtători de adevăr. Rețelele de socializare dau drept de cuvânt unor legiuni de imbecili care înainte vorbeau numai la bar, după un par de vin, fără a dăuna colectivității. Erau imediat pus sub tăcere, în timp ce acum au același drept la cuvânt ca și un premiat cu Nobel. Este invazia imbecililor, a spus Umberto Eco, care a fost distins atunci, mă rog, când a ținut discursul la Torino, la Universitatea din Torino, doctor Honorius Causa în comunicare el și preda la Bologna. Comunicare semiotică. Și cultură mass media. Da. Televiziunea a promovat idiotul satului, față de care spectatorul se simțea superior. Drama internetului este că l-a promovat pe idiotul satului ca purtător de adevăr. A mai spus filozoful italian, care le-a recomandat jurnaliștilor să filtreze, să formeze o echipă de specialiști și să uite la toate informațiile de pe internet, pentru că nimeni nu este în stare să priceapă astăzi dacă un site este credibil sau nu. Ziarele ar trebui să dedice cel puțin două pagini. Mă, mi se pare o chestie extraordinară. Care ziar? Asta e altă întrebare. Analizei critice a site-urilor, așa cum profesorul ar trebui să învețe pe elev să utilizeze site-urile pentru a-și face temele. Să știi să copiezi este o virtute, dar trebuie comparate informațiile pentru a înțelege dacă sunt credibile sau nu. Adevărul că acum dacă te-ai apuca să faci asta, nu ai nevoie de două pagini, ai nevoie de 20 de pagini. Eu îl înțeleg altfel. Eco chiar l-am studiat și îmi place. Și da. Eco, înainte să moară, era un mare susținător al unei teorii pe care o împărtășesc și eu, și anume că de fapt numele trandafirului despre asta este despre cunoașterea care, la care au acces niște elite. După care elitele conduc poporul. Și eu cred că, în general, orice țară care se dezvoltă, se dezvoltă prin elite. Iar faptul că oamenii care nu au același acces la educație, la informație, îi susțin și se simt bine. Dom'le, bă, l-am ales pe cel mai deștept dintre noi. Tu că e cel mai cum deștept. Era pe vreme, noi el alți suntem mai, mai amărâți. Și în sat și în comun. Da, hai să-l punem, exact, la sat. Dom'le, îl punem și noi pe ăla cel mai deștept dintre noi. Există societăți, și România este una dintre ele, în care dacă cumva ești mai deștept sau mai citit, este principalul motiv să fii omorât. Dacă ești mai prost, bă, hai să punem pe prost, să râdem de el, să nu punem mână mai deștept ca noi. Uite că nu știe să vorbească, bă, ce bun e. Bă, știi când s-a întâmplat dacă asta? Dacă îl întrebi, da, auzi, dar tu ce știi să faci altceva decât chestia asta? Nimic. Nimic. Bine-o încoace să te punem șef. Și atunci, care sunt elitele românești? Aia care povestea Ion Cristoiu că imediat după ce au venit comuniștii, cei care aveau funcțiile cele mai importante erau aia cei mai proști din sat. Da, distrugerea elitelor e un mod de schimbare a societății. Vă dă exemplu din Găgești. După anii 70-80, mie așa, eu nu eram prea tânăr ca și tine, nu, dar nu, nici am studiat. El vorbește de prima el parte. El vorbește de 45-50. Era altceva. După care din 70, dom'le, trebuia să fii șef de promoție ca să te ia să te pună șef la fabrică. Corect. Sau, da, corect. Trebuia să mergi la facultate, că trebuia părinții te erau de la da? Sat, dar da. Trebuie să faci facultate. Trebuia, dacă învățai și o limbă străină la institutul ăla care era. Da. Dom'le, bravo, să... adică, și comuniștii ăia după primii ani în care au omorât elitele, după aia au încercat să formeze, dându-și seama că 20, nu se poate. După primii 20. După 20. Noi suntem acum în perioada în care orice înseamnă cu adevărat elită este omorât. Da, trăim atunci. Și eu nu reușesc să înțeleg, mă întorc din nou, de ce doar pe această bucățică care mi-a rămas mie în cap. Dom'le, partea cu economia acolo, de ce nu pui niște oameni care să se priceapă, să aibă toată lumea mega, kilovatul fost mai ieftin? Ministru, cum pui acești oameni? Eu așa oameni? Am făcut. Cum se face selecția păi și cum pui puțin, oamenii? Păi stai puțin, să-ți amintesc. Când am venit eu și m-au apucat curajul. Ai îmbătrânit, vorbești mai despre trecut. Păi tu mă pui să vorbesc despre așa, trecut. Așa, glumeam zi, tu mi-ai zis totuși mai devreme. Totuși suntem țara în care am pus-o pe Ioana Petrescu, absolvent de Harvard la finanțe, și primul lucru a luat-o Băsescu să o facă mișto de ea și să proasta lui Ponta, blonda, nu știu care, și toată lumea se hăhăia.
L-am pus pe Răzvan Niculescu la energie, acum lucrează la toată lumea. Zice, ce, bă, ce energie să... L-am pus pe Gianu, care venea de la micro-întreprinderi, IMM-uri, să... Ce, Gianu, mă, pleacă, mă, de aici cu ăștia. Todorović, cum e el, așa, zbuciumat. L-am văzut la Bruxelles, că mă uit cum vorbea, cum îl băgau aia în seamă, că l-am pus. Gata, a zburat. Acum, sincer, nu știu cine să ia care chiar pot să aducă. S-or fi, poate, nu-i simt eu, sunt eu invidios. Dar mi se pare, domnule, ok, nu mai aveți voie să faceți politică, nu mai aveți voie să faceți multe lucruri, dar hai să vă hrăneți bine, să vă... Să... Nici măcar atât. Și îți mai spuneam odată și ai ocolit răspunsul. Ca de obicei. Pare extraordinar. Deci, noi limităm și încălcăm toate drepturile omului în România ca să salvăm drepturile omului din Ucraina. Corect? Și în Europa ne stricăm economia ca să ajutăm. Eu nu reușesc să înțeleg chestia asta. Adică mie mi se pare că noi am putea să-i ajutăm pe ucrainieni mergându-ne nouă bine economic. De câte ori aud că mai punem o sancțiune rușilor din care noi pierdem ceva și rușii câștigă, mă tot întreb, dom'le, ești sigur? Adică când dai cu Tesla aia, e sigur că dai cu Tesla în Putin sau ți-o dai ție în picior? Dar n-ai pe cine să întrebi. Ți-a explicat vreodată cineva ce-i cu asta, cu să reducem 15% consumul? Dar de ce să reducem cu 15%? Sau de ce cu 15%, nu cu 25%? Nu știu, tu ai fost prim-ministru și de aceea n-a fost europarlamentar. Da. Chiar cum se iau decizii de acum la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene? Sincer te întreb. Acum? Da. Nu mai știu că... Păi decizia asta e luată la nivelul... A fost anunțată păi, de Ursula. Da, avem și noi un reprezentant acolo care trebuie să ne explice. Cine e reprezentant? Domnul Klaus Iohannis este reprezentant. Victor, poți să te concentrezi un pic la emisiunea asta? Nu, eu vorbesc serios. Asta, deci asta iarăși devine virală pe TikTok când eu spun că e domnul Iohannis care ne reprezintă și tu îmi ceri să mă concentrez. Nu, cum se iau deciziile la nivelul... Pun eu la mine cum se iau deciziile astăzi la nivelul Uniunii Europene, sincer. Vine cineva și zice, domne, să strigăm să trăiți, că nu mai vrem gaz din Rusia. Nu și că trebuie și să reducem, să zică, că în instituții trebuie să fie 17 grade știu, la iarnă. Eu am prins niște consilii europene, alea la care am participat eu, în care... Erau niște teme care reveneau, și anume, Merkel zicea tot timpul, îmi pare rău, eu nu pot să fiu de acord cu asta până nu întreb parlamentul meu, până nu întreb Bundestagul să... Noi toți, hai domne, nu domne, până nu-mi dă voie parlamentul meu, acum îți dai seama că Iohannis, eu nu sunt de acord să votez aici până nu zice parlamentul, eu nu știu unde e parlamentul, cine e parlamentul? Pe bune, cine-i? Asta se viralizează. Da. După care venea Juncker și zicea că era primul ministru al Luxemburgului. Dom'le, pentru țara mea asta nu e bine, îmi pare rău. Păi da, dar suntem 27 care vrem, cu aia, cu banii. Știi? Da, da, da. Nu, dom'le, pentru țara, era Luxemburg, care vorba aia e cât un cartier din Paris. Nu, dom'le, nu sunt de acord. Acum, sincer, tu îți dai seama când o să zic Iohannis, dom'le, eu nu sunt de acord asta cu 15%, nu sunt de acord. Nu o să vezi. Bun, deci cum se iau decizii la nivelul Uniunii Europene? Sincer. Acum nu mai știu cum se mai iau deciziile. Eu spun cum le-am văzut atunci și aveau logică. Păi nu asta cu 20%. Dar aștept să le explice asta cineva. Asta cu 20% cu gazul, 15, 20, cât a rămas? 15 sau 20, nu mai știu. Dar de ce nu 50? De ce nu 10? La fel bun, cum cine? Nu mi-a explicat nimeni de ce eu, micro-întreprindere și tu, nu mai plătim 5, plătim 8. Mă, dar de ce nu 50? Sau 20? Sau 3? Sau cum ai calculat tu aia 3%? Spune-și mie, ce faci cu banii aia? Nu, n-am tu, calculat. Tu statul român. Da. Stai un pic, nu... Da. Cum e aia cu băuturile cu zahăr? Să... Am înțeles. Hai să vedem care e cu zahăr, care că nu e cu zahăr, care e cu sare, care nu e cu sare. Și ce vrei să faci cu banii? Nu te supăra. Păi să mai luăm niște submarine. Bă, poate nu-s de acord să iei submarine dacă mărești mie. Tu ești cu avioanele și cu submarinele, nu ți-e păi asta. Păi pentru că e singurul lucru. Eu n-am auzit. Am citit azi, mărim, a anunțat domnul Iohannis că a fost ziua Marinei, da? Victor, ți-e și a anunțat, mărim bugetul apărării. Mă, dar n-ai zis că se mărește bugetul ce? Sănătății sau păi al educației? Păi numai în Europa să nu se mai mărește nimic legat lasă de sănătate. Lasă Europa, dar România, de ce nu? România? Păi e bine, a trecut prin pandemie, tot ok. Ok, de acord. Cu variola asta, dar ție ți s-a zis, să mergem imediat, mai avem un minut, două. Ție ți s-a zis să cumperi avioane, submarine, elicoptere și așa mai departe? Nu, stai puțin. Eu am cumpărat acele F-16 că aveam migurile alea care picau. Și eu repet, pro-NATO și pro-americană. Și dom'le, nu se poate să tot picăm cu migul. Dar ți s-a spus? Ți s-a sugerat?
mi s-a spus, da, e un contract negociat de foarte mult timp și am zis, nicio problemă. Dar nu mă puneți să măresc taxe, impozite, să nu știu ce, când am bani, vi le plătesc. Și am avut bani. M-a certat Todorovici acum, că în 2015 ajunsesem să facem deficit zero. Și a zis, bă, dar proști am fost. Uite, ăștia fac 10 și doar în cot, nu-i treabă nimeni nimic. Dar ți-am și povestit, nu vreau să reau, când m-a chemat Iohannis, na. Pomenește, Băsescu. Și mi-a zis, bă, fraier, ești, eu îi duc cu vorba de atâția ani, vii tu să le plătești avioanele. Lasă de... Acum eu cred că n-apuc americanii să zică, domnule, avem ceva de vânzare. Că România, le luăm noi. Stai, domnule, că nu. Vă rugăm, vrem să dăm și bani înainte. Păi, știi că nu e așa cu bani înainte. Ba da, vrem să dăm bani înainte. Păi și le livrăm în 7 ani. Nu e o problemă, și în 10. Nu e nicio problemă. Bine, acum tu ce ai zice în locul ălora? Nu vrei să le vinzi? Cum, a venit domnul Macron în România, n-a fost la București, a fost la Cogălnicianu sau nu mai știu. Păi n-a venit. Așa, și a anunțat că sprijină foarte tare România să cumpere niște submarine.